La final al unui exercițiu de simulare a alegerilor, a mers vorba de ultimul exercițiu din Cuiseu K, când au fost selectate mai multe probleme cu care se confruntă comunitatea și astăzi a fost votată cea mai stringentă problemă. Am asistat la un eveniment unde oamenii au fost foarte activi, adică electoratul cât și echipele, au asistat și autoritățile locale. Cred că este un exercițiu care va avea impact și asupra cetățenilor, asupra electoratului propriu zis, care la 5 aprilie se va implica în campania electorală, va lua o decizie cum vor trăi ei mâine, pentru că asta contează foarte mult de calitatea legislativului. Important pentru noi, Alianța Centrelor Comunitare de Instruire și Acces la Informație din Republica Moldova, este că au participat și un șir de centre din Alianță. Dacă vorbim despre perspectiva guvernării electronice, despre strategia care trebuie să fie implementată în Republica Moldova, eu cred că pentru a schimba procedura de votare, de implicare în procesul de guvernare, Alianța are un rol foarte important pentru a face un acces cât mai ușor la orice informație, ca cetățenii să poată veni și să implice în viața politică a Republicii Moldova. Deci accesând paginile Guvernului, Parlamentului, deci știind acolo despre fiecare deputat, despre fiecare ministru, etc., etc. Îndemnul meu este că la 5 aprilie este un exercițiu foarte important la care s-au focusat atenția nu numai partidele politice din Republica Moldova, nu numai cetățenii, dar și cei din exterior. Este un exercițiu de calitatea căruia va depinde destinul de mâine atât a fiecărui cetățean, cât și destinul Republicii Moldova, unde se va afla. Se va afla în comunitatea europeană, unde funcționează anumite valori, valorile democrației, valorile de drept, valorile implicării cetățenilor în procesele de guvernare și multe alte lucruri care va schimba calitatea vieții spre bine pentru fiecare din noi. Cetățenii prezenți în Republica Moldova, cât și cei care se află astăzi peste hotare în căutarea unei bucăți de pâine. Cred că ceea ce face societatea civilă, ceea ce fac donatorii de peste hotare, investind în întronarea valorilor democrației, valorilor de drept, libertății individuale și economice, sunt valori fundamentale care vor avea impact durabil pentru generațiile prezente și generațiile viitoare. Pentru că totul pornește de la aceste valori.